Mă băieți, mă, ceva mi-a spus mie că vă era dor de un vlog de călătorie, la fel cum era mie dor de o vacanță și pentru că da, a venit în sfârșit acel moment în care plecăm în vacanță și nu oricum, nu o zi, două, trei, un weekend și așa mai departe, ci trei săptămâni. Plecăm în Cipru, mâine pe 14 august, astăzi este evident 13, mâine la ora 7 și ceva avem avion și trebuie să plecăm pe la 3-4 pentru că COVID, chestii nebune, știți voi. Ne-am făcut deja toate formalitățile, avem certificatul de vaccinare, avem fly pass-ul, ceva de genul ăsta, nu știu cum se numește, în fine, ne-am făcut toate formalitățile ca să fim siguri că nu ne trebuie la aeroport, că trebuie să stăm la cost, să completăm chestii și așa mai departe, dar chiar și așa, imaginez că va fi mare coadă și preferăm să ajungem un pic mai devreme, să bem un cafea, să mâncăm ceva, decât să alergăm prin aeroport ca niște găini fără capete, pentru că am întârziat și nu reușim să primim avionul sau alte nebunii, pentru că știți că eu sunt maestrul întârziatului. În fine, eu acum apuc să fac partea mea de bagaj, pentru că eu îmi fac partea mea de bagaj, Alina își face partea ei de bagaj, apoi le combinăm în două bagaje mari de cală, plus unul de mână, plus nebunie la cutie. Așadar, după ce am verificat și răzverificat, bagajele sunt gata, a durat ceva pentru că am vrut să mă asigur că n-am uitat nimic, cel puțin nu nimic important, pentru că nu știu voi, dar eu chiar dacă fac și liste, chiar dacă verific de 1000 de ori, până la urmă totul e ceva și îmi dau seama când ajung la destinație. Important este să nu fie ceva important până una alta. Cam așa arată bagajul meu. Avem aici una, două, trei genți, niște chestii. Sper să ne încadrăm greutatea pe care avem impusă. Acum mergem la Alina, unde este provocarea reală, adică să combinăm bagajul meu cu bagajul ei și să ne încadrăm în greutatea respectivă. Sper să fie ok. Eu am încercat să mă limitez pe cât posibil, dar nici să nu iau prea puține chestii. Așadar, hai de la Alina să vedem cum compunem bagajul final. Așadar, check-in, ce dor, ce jale, am reușit să organizăm bagajele, să cântărim, să împărțim, să răsucim, să așa mai departe. Și am ajuns la acest rezultat mirific, după cum puteți uita. Una, două, trei bagaje, ăsta are aproape 30 de kilograme, încă vreo 20, ăla mic are și vreo 10, deci, cât am zis, 20, 30, 50, 100 de kilograme de bagaje, pentru că, de ce nu? Acum să sperăm că Uber-ul va fi destul de mare încât să încapă bagajele. Cineva deja s-a împrietenit cu bagajul. Care-i treaba, Dobiță? Ție, Dobiță, vrei să mergi cu noi? Nu se poate. Kenzo, ce zici? Și cu doamnele Muțe ne-am organizat. Am făcut așa un calendar și o să vină unchiul meu, o să vină părinții mei, o să vină tata aia lui Alina, o să mai vină... Sunt ok, o să fie oameni cu ei la 2-3 zile, o să fie ok, au aparatul la care dă mâncare automat din 3-4-5 ore, au fântânița de apă, deci o să fie ok, doar că o să ne fie nouă dor de ei. Am luat camere video să-i urmărim, să vedem ce fac, pe unde fac, ce prostii fac și na, evident că o să ne fie super dor de ei. Și gata, suntem gata, bagajele sunt făcute, Uber-ul e pe drum, să vedem dacă ne încap bagajele. Și primul pas este să ne vedem dacă ne încap bagajele în Uber, al doilea pas să lăsăm bagajele să scăpăm de spin, sigur că suntem ok cu greutatea, al treilea pas să facem check-in-ul și să nu fie super aglomerat la vaccinează nebunii, al treilea pas să ajungem, al patrulea pas să ajungem și cel mai important pas pentru mine, de care am de fiecare dată emoții când merg cu avionul, indiferent ce agenție zbor, să nu-mi pierd bagajul. Nu o să pierdem bagajul, să ajungem acolo cu tot ce trebuie. Bună dimineața, prieteni, scurt update. M-am plictisit îngrozitor și mai avem o groază de așteptat. Aproape că răsară soarele. Noi încă așteptăm, dar asta e viața. Gata, băi băieți, am ajuns. După ce am așteptat nu știu câte ore în aeroport în București, după câteva ore de zbor în care am reușit să dorm la întorcuțe de aia chircită, plus durerile de urechi și de cap, am ajuns. Iar acum nu trebuie decât să îndeplinim pasul numărul 5, adică să ne găsim bagajele, să fie tot ok și să mergem liniștiți. Căsică! Ei bine și gata, prieteni, am ajuns, ne-am lăsat bagajele și am ieșit un pic să vedem peisajul ăsta, să ne bucurăm în prima zi de tocmai ce am ajuns, este mult oboseală. E foarte cald. Și super, super cald, noi stăm undeva acolo, la etajul 1, vreau să nu știu dacă se vede. Etajul 2. Etajul 2, nici nu contează, etajul 1, etajul 2 și avem acest view superb, direct la plajă. Mâine când te trezești și ești pe balcon, direct miros de
mare, ocean. Ziua 2 în Cipru, începem cu o vizită la Parcul de Cămile. Uite-le pe doamnele Cămilele. Bună, fetelor! Ce faceți? Toate bune? Toate bune? Uite, a apucat o căscat. Și aici și sunt doamnele capre. Nu? Uite, a răspuns una. Haide! Măi, ceva nu le convine. Eu cred că nu e proaspătă. Haideți, fetelor. Vă pica? E, iată. De la mine, nu, scade din gură. Poftiți, fetelor. Haideți, fetelor, la masă. Dar de la tine, de ce vor să mănânce? Pentru că eu știu să le dau, da? Am skill. Hai, domnul. Poftiți. Nu cu tot cu deget. Bună! Atât? Gata? Ia uite! Poftiți? Nu cu tot cu deget, mulțumesc! Poftiți? Gata, mai că le-am găsit pe cele flămâne, poftiți? De la mine, așa? Eu știu ce să plătau. De la tine, de ce bia și la mine? Uite, ia el! Poftim și tu! Vă pică bun? Nu, mâna mea nu e de mâncare, să știi. Poftiți? Mă, dar stai prost cu dantura, ce ai pățit? Hai, fetelor, la masă. Ia punga. Vreți cum sarg fetele pe mine? Gata, și tu, nu-i trebuie să-mi spus. Fetelor, ușor, gata, și-mi las punga. Iar așa. Iar acum, momentul pe care l-așteptam de când am venit, să ne primăm cu Camila. Hai să vedem cum e distracția. Am înțeles că trebuie să ne ținem bine, să ne scape Camila pe jos. Eu mă gândeam că o să iau Camila și că o să merg pe munți, tâc-dâm, că o să mă duc pe aici, să mă prim, să nu știu ce. Dar nu merge așa situația. Ești pregătită de plimbarea cu Camila? Da, sunt pregătită. Hai să mergem. Trebuie să vă spun că nu este nici pe departe cea mai plăcută plimbare, adică nici poziția și nici bângănitul ăsta pe care îl facem nu e neapărat plăcut, dar e o experiență de încercat, nu? Da, chiar este. Te-ai mai dat a doua oară? Nu neapărat. Nu. V-am zis, e interesantă ideea, dar nu e deloc comod. Îmi face Camila și așa mai departe. Dar e o experiență de încercat. Și gata, acum mergem să mâncăm ceva, să vedem, neapărat să mâncăm, să bem ceva, să ne răcorim. Așadar, ne-am luat niște creveți și niște calamari. Să vedem cum sunt primii creveți pe care îi mănânc în Cipru, aia să vede. Bun, deci primul lucru pe care se sesizează atât la calamari cât și la creveți este că sunt foarte, foarte proaspeți. Chiar și cei proaspeți de la noi, din magazin, cei care nu sunt congelați, nu sunt la fel de proaspeți ca aceștia. Efectiv, se topesc în gură. Super bun. Hai să-i vedem pe domnile muri. Hold your glasses. Ok. And one second to bring them here. Come on, guys. Gata. Au văzut. Ce faceți, mami? You can touch them only on the head. Don't try to touch them on the body. Okay. Please smile. Salut. For me so I can do the photo where you are all together. Ți-a pus mânuța pe mâna mea. Hei, domnii bebe, toate bune? O relaxare, mă apubăiță după ce-ți mâncat. Hei, salutare prieteni, ce faceți? Toate bune, bravo, mă bucur. Ultima oară când ne-am auzit, parcă eram la Parcul de Cămile, nu? Ne-am pupat cu cămilele, ne-am jucat cu... Nu știu cum se numeau animalele alea. În fine, ideea este că astăzi am ieșit un pic la plimbare pe faleza asta foarte, foarte drăguță. Nu știu dacă se numește faleză sau ceva de genul acesta, însă mie îmi dă așa un vibe de vacanță, pentru că, nu știu, avem marea aici și noi suntem cazați acolo la 50 de metri, super, super tare. Și am ieșit un pic să vă arăt zona asta turistică, care este în continuă dezvoltare, arată foarte, foarte tare. Și cel mai important, vreau să găsesc un loc... Treabă grea cu longboard-ul ăsta. Vreau să găsesc un loc unde să mă tund, pentru că a trecut mai mult de o săptămână și zic că e cazul să reîmbrăspătăm această coafură, motiv pentru care
Am googlit așa un pic niște locuri foarte drăguțe și ar vrea să văd dacă găsesc loc direct să merg să mă tun fără să fac programare. Sper să am succes, am găsit câteva locuri foarte interesante. Așadar, sper ca bariera lingvistică să nu fie o problemă și să mă tundă așa cum aș vrea eu, să nu mă trezesc că am înțeles altceva și că na, înțelegeți voi, mai am de filmat chestii și trebuie să mă mai afișez eu prin lume. Așadar, haideți să facem așa un tur super drăguț, să vă arăt cam cum arată Valeza și zona asta turistică și să găsim locul la unde să ne tundem foarte bine și foarte așa cum trebuie, nu? Hai. Iar noi acum o să ne așezăm undeva comod, tacticos, pe iarbă, la umbră și să vedem unde este acel loc unde aș vrea să mă tund. Mi se pare mie că arată drăguț. Cam așa arată locul. Se numește, cum se numește? Gens Cut. Cut. Și mi se pare că arată așa super cool. Are așa un vibe drăguț. Și na. Sper să aibă liber să mă tunde și pe mine. Nu? Că degeaba arată el drăguț dacă nu au loc să mă tunde și pe mine. Am vrut să fac programare, dar am zis că ne descurcăm și fără programare. Acum hai să vedem. 24 de minute facem pe jos și evident că trebuie să ne întoarcem, că așa cum vă spuneam, locul este aproape de casă, dar nu aproape de unde suntem noi acum. Așadar, trebuie să ne întoarcem, să facem undeva bla bla bla. Sper din suflet să merite. Dacă ai internet și mai ales dacă ai noroc în țara în care ești să meargă internetul așa cum trebuie, Google Maps este cel mai bun aliat, trebuie să fie cel mai bun prieten al tău. În schimb, dacă internetul din țara respectivă este foarte prost, nu te baza pe el. Efectiv, pentru un drum drept, stânga, dreapta, drept și încă o chestie, m-am învârtit 100 de ori, pentru că ba avea net, ba pierdea net, ba avea net, ba pierdea net. Sper din suflet să aibă un loc liber, pentru că dacă am făcut tot drumul ăsta prin soare, prin căldură și așa mai departe, să ajung acolo să-mi spună nine, no place, no car, no haircut for you, my friend, no, sorry. Înnebunesc. Îi zic lor la băi, prietene, te rog eu frumos, între două mături pe care le dai să strângi părul și când îți ții pauza de capat, fă-mi și mie, te rog, un serviciu și tunde-mă și pe mine, măcar așa un pic, că n-am băut atâta drum să fac lipotimie până la tine. Băi, băieți, după un drum lung și obositor prin căldură, am găsit în sfârșit salonul. Ia cătă-l. Acum important este să aibă un loc liber și pentru mine. Aparent într-o oră, oră și jumătate. Bun, n-avem ce să facem, așteptăm. Până una alta, până aștept, mi-am luat ce face în România, nu găsesc. Chupa chups cu strawberry și smântână, prin ceva. Bine, cred că se găsește doar la magazine mai micuțe, nu la toate supermarketurile. Hai să vedem cum e. O fată linge înghețată și efectiv se uita la mine, o lingea din... Îl lingea o acadea și efectiv se uita așa la mine. Dar super creepy, așa sunt copiii. Are gust de iaurt cu căpșune, super ciudat. N-aș pix. Și gata, voi băieți, fratele vostru s-a tuns. Nu sunt eu neapărat super mulțumit. E decent, important de că am reușit să mă tund. Ziceți voi dacă puteam să închem altfel acest prim vlog de călătorie din Cipru decât cu o vizită la plajă, la soare, la mare, la relaxare. Pentru că am făcut o grămadă de chestii în această primă săptămână și jumătate, motiv pentru care am adunat totul într-un vlog și sper să vă placă, să vă distrați și evident să aflați chestii noi și poate vă îmbie să veniți și voi în Cipru. Dar rămâneți pe aproape pentru că mai urmează și alte vloguri în care o să testăm mâncare, o să mergem la Aia Napa, o să vizităm chestii noi și interesante. Așadar, dă subscribe ca să afli printre primii și dacă vrei să afli chiar printre primii, aprinde și clopoțelul ca să afli toate detaliile primul și să lași un comentariu acolo cu primul. Până una alta mă găsești pe Instagram cu noharfeelings cu v în loc de a, iar noi ce să vezi, ne vedem data viitoare tot cu un vlog, tot de călătorie, tot din Cipru. Hai să ne relaxăm!